Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și vă spun bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Încheiem o săptămână în care ne-am bucurat de sărbători religioase și laice. Joi, 30 noiembrie, l-am prăznuit pe Sfântul Andrei, apostolul nostru al românilor. Iar vineri, pe 1 decembrie, am rostit cu toții la mulți ani de Ziua Națională a României. Despre aceste evenimente ale săptămânii vom vorbi în cele 75 de minute de actualitate religioasă aici la Universul Credinței. Nu uitați că la 8:30 de minute vom descoperi împreună bucuria credinței cu Părintele Constantin Necula. Astăzi vom continua povestea începută săptămâna trecută la Mănăstirea Lainici și vom începe discuția noastră dintr-un loc încărcat de sfințenie, mormintele marilor duhovnici ai mănăstirii, la 8:30 pe TVR1. Până atunci însă să urmărim jurnalul religios care începe chiar acum. Evenimentele dedicate centenarului nașterii mitropolitului Nicolae Corneanu au început vineri 24 noiembrie la Filarmonica din Timișoara, unde Arhiepiscopia Banatului a organizat un concert comemorativ și o expoziție de fotografie. Rememorăm prin această expoziție fotodocumentară aspecte foarte importante din viața și slujirea mitropolitului Nicolae Corneanu, iar prin concertul comemorativ îl cinstim așa cum se cuvine pe ierarhul care a fost un iubitor al muzicii culte, un iubitor al muzicii simfonice și care nu de puține ori a participat și aici la filarmonică și la operă, la concertele și spectacolele ce aveau loc în Timișoara. Duminică, 26 noiembrie, la Catedrala Sfinții Trei Ierarhi, după Sfânta Liturghie, înalta Sfințitul Părinte Ioan a săvârșit slujba parastasului pentru cel care a fost mitropolit al Banatului timp de 52 de ani. După slujbă, în cripta mitropoliților de la subsolul catedralei, a fost vernisată o expoziție cu fotografii din activitățile mai puțin cunoscute ale ierarhului. Știți că în pictura noastră bisericească, bizantină, fiecare zi din cele 365 își are icoana zilei cu sfinții zilei trecuți în calendarele noastre. Tot așa și aceste fotografii sunt, zic eu, câte o icoană de fapte bune pe care le-a săvârșit mitropolitul Nicolae în viața sa. Fiecare este o icoană, rod al împlinirii Evangheliei lui Hristos. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română îl cinstește pe Sfântul Cuvios, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, care s-a născut în anul 1730 și a trecut la Domnul în ziua de 3 decembrie 1806. A fost canonizat în anul 2005, iar moaștele sale se află la Mănăstirea Cernica, locul unde a fost stareț timp de 25 de ani. Învățăturile primite de la părinți l-au făcut să își dorească să trăiască după rânduiala monahală. A plecat la Athos, unde a intrat în obștea mănăstirii Vatopedu și unde i-a fost ucenic Sfântului Paisie de la Neamț, pe care l-a urmat în țară la mănăstirile Dragomirna și Neamț. La cererea mitropolitului Grigorie al II-lea de a revigora viața duhovnicească a mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, cuviosul Gheorghe a ales schitul părăsit al mănăstirii Cernica, unde a reînființat obștea monahală și a impus rânduieli stricte. Tarețul Gheorghe a sintetizat, să spunem așa, a luat din fiecare tradiție și aici la Cernica a statornicit ca participarea la slujbe să fie obligatorie, rugăciunea minții pe care trebuia să o aibă fiecare călugăr, dar nu fără a fi despătimit,
fără a încerca un exercițiu duhovnicesc, ascetic și îndeletnicirea gospodărească. Diferit față de Athos, unde accentul cade mai mult pe rugăciune și contemplație, aici, în țara românească, starețul Gheorghe pune accent și pe latura aceasta administrativ-gospodărească. Starețul Gheorghe are făcut din temelii mănăstirea Cernica și a devenit un exemplu pentru obștea monahală care a ajuns la 100 de viețuitori. A ridicat și frumoasa biserică închinată Sfântului Lazar din cimitirul mănăstirii, precum și chiliile pentru viețuitorii de aici. Văzând mitropolitul Grigorie al II-lea râvna în rugăciune și aplecarea sa spre latura administrativă, i-a încredințat și mănăstirea Căldărușani, pe care a păstorit-o până la sfârșitul vieții în anul 1806. Dumnezeu este Cel care îl sfințește pe om și din când în când mai ridică câte un sfânt ca să ne dea și nouă curaj celor care suntem mai neputincioși și să ne ațintim ochii asupra lor, cum spune Sfântul Pavel, să priviți la înaintașii voștri, priviți-le credința, urmați-le viața, și astfel și noi să ne înflăcărăm simțurile adormite, simțurile duhovnicești adormite și cele care ar trebui să rezoneze la cuvântul lui Dumnezeu și la cuvintele sfinților pe care aceștia le lasă ca moștenire. Miercuri 29 noiembrie a avut loc la Blaj un eveniment comemorativ dedicat împlinirii a 75 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice. Alături de preafericirea sa cardinal Lucian Mureșan și de alți prelați ai Bisericii Române Unite cu Roma, la eveniment a participat președintele României, domnul Klaus Iohannis. Este emoționant acest eveniment special prin care rememorăm atacul nedrept și nedemn la adresa libertății de conștiință care s-a întâmplat în urmă cu 75 de ani prin interzicerea de către regimul comunist a Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică. Ca cetățeni ai unei țări care a luptat pentru a-și câștiga democrația, avem datoria de onoare de a nu-i uita pe cei care au deșteptat conștiința de sine a românilor transilvăneni și pe umerii cărora s-au ridicat la 1918 arcul unității noastre naționale. Eminența sa, cardinal Claudio Cugerotti, prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, a dat citire mesajului Sfântului Scaun, iar la final a fost intonat imnul episcopilor martiri, beatificat de către sanctitatea sa Papa Francisc la Blaj în luna mai 2019. Evenimentul pe care îl celebrăm acum este iluminat de figurile fericiților episcop martiri care mijlocesc pentru fiecare dintre noi harul dumnezeiesc. Beatificarea celebrată de Papa Francisc la Blaj pe câmpia libertății ne confirmă că episcopii care și-au dat viața pentru credința catolică nu aparțin pur și simplu trecutului, ci au intrat în fericirea veșnică. Sfântul Andrei, originar din Betsaida Galilei, frate al lui Simon Petru, a fost cel dintâi chemat la apostolat. Potrivit Sfintei Tradiții și scrierilor istoricilor bisericești din primele veacuri, Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia în Sciția Minor, Dobrogea de astăzi. În Paraclisul, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de la reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația sărbătorii. Sfântul Apostol Andrei a stat multe vreme
în Sciția Minor din Antichitate, iar această ședere a lui îndelungată în Sciția Mică explică de ce el a intrat în folclorul românesc din zonă. Există toponimii, denumiri de locuri cu numele său, ca Pârâul lui Andrei, Peștera lui Andrei și altele. În tradiția populară din zonă avem amintirea Sfântului Andrei, cel cu crucea de tei. De asemenea, el este menționat în diferite colinde din Dobrogea și cântece populare. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat liturgia de hram la mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei din localitatea dobrogeană Ion Corvin, în prezența a mii de pelerini. Considerată Betleemul creștinismului românesc, peștera în care, potrivit tradiției, a locuit Sfântul Apostol Andrei în timpul evanghelizării Sciției Minor, a fost redescoperită în 1934 de către avocatul Jean Dincă în urma unui vis. Și anul 2023 este atât de binecuvântat de Dumnezeu aici la peștera Sfântului Andrei, cu Cel ce ne este lumina noastră a tuturor românilor, cu Sfântul Andrei, care în mod spiritual este atât de prezent și atât de viu. Dumnezeu a rânduit și o vreme frumoasă cu soare să poată veni pelerinii din toate locurile țării. Sărbătorile închinate Sfântului Apostol Andrei au început la Galați pe 27 noiembrie. Raclele cu părticelele din moaștele celui dintâi chemat la apostolat și ale Sfântului Ioan Damaschin au fost purtate în procesiune și așezate spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală. Liturghia de hram a fost săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, din inițiativa și cu binecuvântarea căruia, în anul 1992, orașul Galați a fost pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei. În acordurile imnelor dumnezeiești, ale rugăciunilor reunite, la bucuria dumnezeieștei liturghii, mutăm de la altarul Domnului, de altarele inimilor noastre, dragostea de Dumnezeu și de aproapele, și le așezăm pe altarul patriei, pe altarul Catedralei Mântuirii Neamului și de acolo în sufletele și în inimile românilor. Continuăm Universul Credinței cu editorialul săptămânii și spunem bun găsit lui Răzvan Bucuroiu. Apostolul care se citește în duminica aceasta ne amintește de ucenicul fidel al marelui Pavel, de Timotei. Deloc din Listra, din mijlocul Turciei actuale, din tată grec și mamă evreică, Timotei este ucenicul cel mai fidel al Sfântului Apostol Pavel, urmându-l pe acesta inclusiv la Roma pe drumul Calvarului și al muciniciei finale. Lui a scris Apostolul Neamurilor două epistole în care sfaturile duhovnicești se îmbină cu note polemice contra celor care întrețin bazme și superstiții, a ereticilor care deja operau în sânul tinerilor comunități creștine. Însă, în pasajul citit astăzi, se remarcă marea frumusețe morală a autorului epistolei. Uriașa lui smerenie, dar și realismul duhovnicesc care l-a caracterizat toată viața. Iată. Și tocmai pentru aceasta am fost miluit ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în el spre viața veșnică. Însă, cu un rând mai sus, Apostolul formulează memorabilele cuvinte pe care le rostim înainte de Sfânta Împărtășanie cu trupul și sângele Mântuitorului. Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu sunt simple cuvinte rosite la impresionarea auditoriului,
și sunt smulse din adâncul inimii, din abisul conștiinței săvârșirii păcatelor de odinioară împotriva lui Dumnezeu celui viu. Niciun cuvânt al lui Pavel nu este vorbă în vânt, nu este figură de stil sau captație benevolenție. Totul este trecut prin filtrul sufletesc, prin fibra cărnii care a simțit mustarea hristică pe drumul Damascului. Iar cel care a trăit această legătură tainică, dureroasă și absolută cu Hristos, nu poate decât să scrie cu sânge și sudoare, cu lacrimi și cu suspin despre suprema fericire de a-L fi cunoscut. Astăzi, 3 decembrie, pentru credincioșii romano-catolici începe postul Crăciunului sau Adventul, un timp de pregătire și de așteptare pentru nașterea Domnului, ce cuprinde 4 duminici în care se aprind pe rând cele 4 lumânări din coroana de Advent. În această primă duminică, la rubrica Catolica, Ciprian Dumea ne propune să cunoaștem un om cu un dar deosebit. Despre ce este vorba vom afla în minutele următoare. Părintele Eugen Budău, preot colaborator în parohia Sfinții Petru și Paul din Bacău, este cunoscut în țară și în afara țării pentru talentul său muzical. Iar astăzi, în prima duminică de Advent, ne propune, în loc de meditație, un cântec compus și interpretat chiar de el la chitară despre venirea lui Hristos. Vino, Doamne, vino, iară.
Dacă săptămâna trecută, la rubrica noastră Înțelesuri creștine, ați putut urmări un cuvânt al părintelui profesor Gheorghe Holbea despre cum să ne pregătim pentru o spovedanie curată, astăzi vom afla care este rolul duhovnicului în scaunul Sfintei Spovedanii. Spovedania nu este doar o contabilizare de păcate. Este mult mai mult decât atât. E o conștientizare a stării păcătoase, pe de o parte, și pe de altă parte este și această conștientizare că păcatul meu, răul meu, îl poartă Dumnezeu și îl iartă și mă vindecă de răul din mine. Ori duhovnicul este cel prin care Mântuitorul Iisus Hristos lucrează. Raportarea aceasta la duhovnic ne face pe noi să înțelegem că taina spovedanii nu poate fi scoasă din contextul paternității și afiliației duhovnicești. Așa cum avem părinți fizici, trupești, din care tată și mamă, așa există și un părinte duhovnicesc. Un părinte duhovnicesc, și aici aș vrea să vă spun, da, avem libertatea să ne căutăm un părinte duhovnicesc. Un părinte duhovnicesc cu care, de fapt, pe lângă, știu eu, calitățile duhovnicești pe care le are, el trebuie să fie pentru noi cel cu care noi vorbim precum vorbim cu un părinte. Adică să putem să ne deschidem, să închegăm un dialog firesc. Duhovnicul nu este un om infainic. Pentru că foarte multă lume se zmintește. A, păi, uite, și duhovnicul meu a făcut. Ori dacă pornim de la această premisă, este fals. De fapt, marea minune pe care o face Dumnezeu prin duhovnic este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Pentru că și duhovnicul este păcătos. Și duhovnicul are neputințe multe. A merge la duhovnic și ai cere să fie atotputernic, atoateștiutor, lucrul acesta este fals. De ce? Pentru că taina în sine este săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, iar duhovnicul este doar un iconom al tainei. Este asociat la această taină. El este martor. El și spune în taina spovedanii, eu sunt mai martor să mărturisesc înaintea lui toate cât de bei spune. Și aici, vedeți, intervine această comuniune dintre părintele duhovnicesc și fiul duhovnicesc sau fiica duhovnicească. În ce sens? În sensul în care părintele îl naște pe fiul său duhovnicesc prin rugăciune, când se roagă pentru fiii săi duhovnicești, dar în același timp, așa cum spunea părintele Rafael Nuica în Cultura Duhului, și fiul duhovnicesc îl naște pe părintele său duhovnicesc. Este o naștere reciprocă. Adică, ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că înainte de a merge eu la părintele duhovnic, eu trebuie să-l pregătesc pe duhovnic prin rugăciunea mea pentru duhovnic. Și spun, dacă eu mă adresez lui Dumnezeu, spre exemplu, Doamne, dă-mi prin duhovnicul meu răspunsul pe care eu îl aștept de la tine. Lucrul acesta îl învață și Sfântul Serafim de Sarov și părintele Rafael Noica și alți părinți, Sofronie Saharov, și anume faptul că, iată că și fiii duhovnicești îl nasc pe părintele lor duhovnicesc, pregătindu-l tot prin rugăciune. Cred că aici este o greșeală mare a noastră, a preoților, a avea pretenția că le știi pe toate. Când te întreabă cineva, adică vine la tine, mai ales în taina duhovnicii, părinte, ce să fac? Și atunci tu trebuie să dai neapărat un răspuns. Nu trebuie să dai un răspuns totdeauna. Și trebuie să spui, uite, nu știu, dar ne rugăm, mă rog lui Dumnezeu, să-ți descopere hotărârea cea mai înțeleaptă pe care poți să o iei. Pentru că sunt unii care vor să dea răspuns la toate întrebările. Trebuie să-i lăsăm în loc, întotdeauna locul lui Dumnezeu să lucreze în această taină. Pentru că
taina este îl are ca autor pe însuși Dumnezeu, iar duhovnic este doar un econom. Împacă-i și unește pe ei cu Sfânta ta Biserică întru Iisus Hristos Domnul nostru, cu care împreună ți se cuvine slava și marea cuvință în vecii vecilor. Amin. A venit acum momentul să ne împărtășim împreună din cuvântul ziditor de suflet al unui mare duhovnic al nostru. O bucurie venită din arhiva redacției noastre. Rămâneți alături de noi! Întâi trebuie să se știe absolut de toată lumea și toată creația știe, chiar dacă nu e ființă omenească, că Dumnezeu ne-a creat singur numai pentru El, cu niciun tip pentru altceva. Nu ne-ar fi creat un Dumnezeu, un meșter atât de grozav, de mare, de priceput, pentru altceva. Intenția intimă, sigur, este aceea ca să ne bucurăm în vecii vecilor împreună cu El. Asta este intenția intimă a fiecărui părinte, cu atât mai mult a lui Dumnezeu, care nu se poate compara, nu se poate discuta. Puterea de iubire e dincolo de închipuire omenească și chiar îngerească. Și dacă este vorba să ne-ai făcut singuri pentru El, ar trebui să intrăm în această scumpă și sfântă simțire, să mișcăm singur numai pentru El. Este o enorm de mare greșeală dacă se abate de la drumul acesta insu. Mai ales că suntem foarte însestrați de Dumnezeu ca să putem împlini această dorință a Lui, sigur, și a noastră, cu Înger Păzitor și Mântuitorul chiar spune lucruri de care eu personal m-am folosit foarte mult, că nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Și nu se poate scuza că Dumnezeu i-a dat aceste valori, aceste aruri, ca El să se poate ridica, se poate îndrepta. Om duhovnicesc înseamnă omul acesta care are o stare de prezență continuă spre Dumnezeu. Nu este vorba de o stare de nevoință care ar putea să fie mai greu înțeleasă și mai greu împlinită, știți? Nu sunt deloc pentru asta. Chiar în discuțiile mele cu lumea duhovnicească, cu duhovnicii, este să fie pogorător și nu atât de nevoitor cât de, la nesfârșit de prezenți sufletești. Deci o stare de trezie continuă. Asta ne cere Dumnezeu. Dacă ajungi la această înțelegere, la această constatare, prin propria ta mișcare duhovnicească, cu tendința asta să te semeni cu Îngerii, cu Dumnezeu, îți dai seama că nu se poate face nimic fără Dumnezeu. Și El a spus. Și dacă a spus El, El e Dumnezeu, trebuie să ții cont. Tot ce ai spus Iisus este adevărat. La sinodul de la Cartagena, obiectul sinodului a fost și aceasta, la cuvântul supus de Mântuitorul, că fără de mine nu puteți face nimic. Și a hotărât în canonul 124 al celui sinod, și dacă crezi că poți să faci ceva, anatema să fii. Adică, vedeți, a încadrat cuvintele Mântuitorului
în justiția duhovnicească, știți. Adică nu este cea glumă, dar eu am spus și spun încă o dată că să ajungi cu adevărat să trăiești pentru Hristos, că El te ajută și nu e lipsit în suferințele tale. Dar nu se poate fără jertfă. Nu se poate fără să miști, să stai bulgăre fără să-ți faci nimic. E o mare... Nu a zice ce a mișca înseamnă a ajunge. Iar acum a venit momentul ca Răzvan Bucuroiu să ne ofere rubrica sa dedicată mesajului creștin din spațiul virtual, mai precis rețelele de socializare. Să urmărim! Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Apostolatul Digital. Intrăm pe pagina de Facebook numită Părintele Arsenie Boca. Strane titulatură la prima vedere, dar cu aproape 750.000 de urmăritori, unde citim cele ce urmează, fiți atenți. La 25 iunie 1943, părintele Arsenie a ales 8 oameni de încredere și a urcat sus în munți pentru a începe săparea în stânca unei chilii pusnicești. Uneori stăteau și câteva zile, noaptea, cazându-se la cabana din apropiere. Am încheiat citatul. Totul ar fi bine pe această pagină dacă prezentarea părintelui Arsenie nu ar suna chiar așa de pompos, cu dorința evidentă de a atrage public. Fiți atenți! Duhovnic și înainte văzător, mare trăitor, dar și mare învățat, teolog și pictor de icoane. Ne mutăm la o altă pagină, cea numită Puterea lui Dumnezeu. Administrată din popeșile orden, dar cu număr de contact din afara României, din Spania mai precis, pagina are 32.000 de urmăritori, însă conținutul este unul, după părerea mea, îndoielnic. Citez. Astăzi este 28 noiembrie. Ești unul dintre cei mai norocoși oameni astăzi. Dacă vrei ca ajutorul și puterea să vină astăzi în casa ta, te rugăm să scrii amin. Vă rugăm să vă luați un moment pentru a citi aceste cuvinte de la Dumnezeu, iar ele vă vor oferi cu siguranță ajutor în momentele dificile. Pagina Maica Domnului Grabnic Ascultătoare însumează și ea o mare comunitate de membri. Citim acolo postarea administratorului Maria Sevastru. Citez. Strigă de ajutor și durere al unui bolnav la icoana Maicii Domnului. O Maica lui Dumnezeu, durerea mea, tu o știi, a devenit hrana zilor și nopților mele. Ea chinuiește toată ființa mea și nici somnul nu se mai lipește de ochii mei, iar starea de slăbiciune în care mă găsesc îmi ia puterea de a lupta contra deznădejdii care îmi tulbură duhul și mă întristează sufletul. Dar cui să cer ajutorul? Unde să mă duc să-mi găsesc liniștea dacă nu la tine, o Maica lui Dumnezeu? Acestea și încă multe altele puteți citi în mediul virtual, chiar dacă nu și virtuos, de multe ori, mediul în care calitatea de căpătâi care ni se cere este discernământul, fraților. Rămâneți alături de Universul Credinței pe mai departe. A venit acum momentul să aflăm de la Lucia Toader propunerea ei pentru cartea acestei duminici de decembrie. Cartea de duminică, așadar. Donald M. Nicol, autorul volumului Împăratul Șovăitor apărut la editura Basilica, a fost un bizantinolog englez, absolvent al Universității din Cambridge, membru al Societății Britanice din Atena, iar mai apoi a condus departamentul de literatură al prestigioasei universități King's College din Londra. Cartea este o biografie a împăratului bizantin Ioan Cantacuzino, cel care domnea între anii 1347 și 1354. Poate neobișnuit este faptul că ultimii săi 30 de ani de viață au fost consacrați mai degrabă monahismului și teologiei.
un supraviețuitor mult blamat al secolului al XIV-lea, care merită cu siguranță atenția cititorilor de astăzi. Așadar, citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică volumul Împăratul Șovăitor, apărut la editura Basilica în traducerea lui Alin Lupu și Damian Amfile. Să avem posibilitatea și privilegiul în această seară să lansăm două dintre cărțile pe care editura Basilica Patriarhiei Române l-a pregătit în ultima vreme. Grație celor doi traducători pe care îi vedeți de-a stânga și de-a dreapta noastră, domnul Damian Amfile și domnul Alin Lucu, editurilor Patriarhiei Române și inițiatorii în același timp a unei noi colecții. De ce este importantă această colecție? Pentru mine este importantă și consider că este importantă și pentru amatorii de istorie în țara aceasta, pentru că noi facem parte din lumea bizantină, din lumea care a stat sub influența civilizației și a culturii bizantine. O lume care a împrumutat un model teologic din Bizanț, o lume care a împrumutat un model politic și o tradiție din zona bizantină și am avea nevoie să cunoaștem unele elemente ale acestei civilizații ca să înțelegem civilizația noastră de astăzi. Cum reușim să convingem oamenii că nu sunt niște scrieri rigide, aride? Dați-i o șansă și răsfoiți-o măcar pe raftul librăriei, fără să o plătiți. Ce mai puteți să ne spuneți despre aparițiile de la editura Basilica? Mai avem deja în desfășurare o serie de proiecte. Este în lucru o traducere despre împăratul Mihail al VIII-lea Paleologu, cel care a restaurat Imperiul Bizantin. Încercăm în principiu să oferim traduceri acolo unde au existat până acum lipsuri în istoriografia bizantină. Nu dorim să fim repetitivi, să prezentăm noi abordări, dar pe teme deja consolidate, ci dorim dimpotrivă să creăm un puzzle cât mai unitar. Ați spus că civilizația bizantină este o republicare. Da, este a doua ediție. Este a doua ediție, iar Împăratul Șovăitor? Împăratul Șovăitor este o traducere în premieră, este prima biografie tradusă în limba română a împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino. Reprezintă ultimul conducător cu importanță internațională al Bizanțului. Are importanță foarte mare și pentru zona teologiei ortodoxe. Este cel care a definitivat schisma isihastă, dându-i dreptate Sfântului Grigorie Palama în controversa cu Varlam de Calabria și este totodată un împărat a cărui influență se răsfrânge indirect și asupra țărilor române, pentru că este cel mai probabil strămoșul boierilor cantacuzini din țara românească și Moldova. Dialogurile dimineții au un nou invitat, în persoana părintelui profesor Vasile Gordon. Binecunoscut slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgani, vreme de peste 25 de ani, profesor la Facultatea de Teologie din București, retragerea sa la pensie a lăsat un gol în urmă pe care colegul nostru Răzvan Bucuroiu încearcă să-l umple acum. În primul episod, cei doi vor vorbi despre naționalism și patriotism, despre filetism și alte isme. Fiți atenți! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă serie de dialoguri ale dimineții. Avem deosebită plăcere de a fi în prezența unuia dintre cei mai iubiți preoți ai capitalei, un părinte profesor aproape venerabil, este vorba despre părintele Vasile Gordon. Bun găsit, părinte! Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur și eu. Timp de aproape 30 de ani ați fost parohul parohiei Bisericii Sfântul Ilie Gorgan, iar de 40 de ani sunteți preot. Așa este. O viață de om, cu alte cuvinte. Ați ostenit vreodată? Ați simțit că nu mai aveți putere? Că... Au fost momente că aveam și de șantier, cumpăne. Sigur. Și de cumpăne, dar sigur, oboseala e
omenească până la urmă. N-a fost ușor, că aveam și șantier și, sigur, fiind profesor cu normă întreagă, din coace paroh, fără voie am fost paroh, pentru că am slujit cu un preot în vârstă, cu părintele Alexie Olescu, care practic n-a mai vrut să ia parohiatul. Și atunci mă ocupam și a de trebuit să vă administrativa, da. Aici era oboseala cea mai mare, da. Părinte profesor, v-aș propune o temă, deoarece suntem la două zile după sărbătoarea cea mare a României, ziua noastră națională. V-aș propune să vorbim puțin despre patriotism și să-l definim, dacă este posibil, în termenii cei mai corecți cu putință și din perspectivă religioasă, creștină, dacă este posibil. Ce este patriotismul, părinte? Patriotismul este un simțământ ales, practic un dar de la Dumnezeu. Așa cum avem alte, da, un dar de la Dumnezeu, așa cum avem și alte daruri, simțământul sau darul de a iubi, de a nădăjdui, de a crede. Și fără să rostim cuvinte mari, așa simt, și cred că și dumneavoastră și orice român, patriotismul este cumva în sângele fiecărui om, indiferent unde se naște și când se naște. Da, îl moștenim. E un simțământ pe care îl moștenim de la părinții noștri, cum și ei l-au moștenit de la părinților, și care cred că îl dăm mai departe copiilor noștri, nepoților, da. În cazul dumneavoastră, care sunteți ardelean, oare nu este o formă de patriotism puțin mai apăsat, mai accentuat, mai vibrant sau poate mai exclusivist pe alocuri? Poate mai subiectiv. Mai subiectiv. În sensul că în Ardeal au fost mari, mari confruntări de-a lungul secolelor, se știe foarte bine, din punct de vedere interconfesional, din punct de vedere etnic. N-a fost ușor, dar Dumnezeu a ajutat să se găsească o formulă până în ziua de astăzi și o formulă de bună conviețuire cu celelalte etnii, cu celelalte confesiuni. Religii chiar. Slavă Domnului pentru toate. Sigur. Părinte, aș vrea, dacă este posibil, să operăm această distinție între patriotism și naționalism. Pentru că apare totuși această distinție care mie mi se pare esențială. Se confundă termenii și atitudinea. Într-adevăr, acum este nevoie să se facă această distinție, pentru că vedeți și dumneavoastră, sau vedeți mai mult decât mine ca jurnalist, ca om de televiziune, apar anumite derapaje pe linia aceasta, așa zis, patriotismului, care de fapt e un naționalism în exces, care nu și-ar avea loc în secolul 21. Dar să nu uităm, naționalismul originar la noi a fost benefic. Vreo două secole și ceva a contribuit la cristalizarea unei conștiințe naționale. A unei identități. Absolut. A contribuit la formarea statelor naționale și nu numai la noi, în toată Europa. Da, până când au apărut acele excese în Germania, în Italia, au pătruns și la noi și în alte țări și sigur că dintr-un patriotism autentic așa s-a ajuns la un naționalism exclusivist, așa chiar cu tendințe de a te izola, de a vedea dușmani peste tot și celelalte, da. De asta, sigur că folosim cuvântul patriotism și este mai propriu și ne-o spune Mihai Eminescu. Am pregătit aici un mic citat, pentru că în privința patriotismului noi încă trebuie să citim și să învățăm de la clasici, să spunem așa. Noi am început cu Eminescu, care, mă rog, se știe că a fost și gazetar, și în opera politică bunoară din 1941 editată, am găsit aceste cuvinte, citez: iubirea de țară e purul și pretutindenea iubirea trecutului. Patria vine de la cuvântul pater și numai oamenii care țin la instituțiile părinților lor, la petecul lor de pământ sfințit cu sângele părinților, pot fi patrioți. Am încheiat citatul. Mă, sigur că Eminescu, ca poet, ca român, așa, cu suflet foarte mare, mai ales în presă, a mai și atacat în dreapta și în stânga, pentru că o cereau vremurile. Dar el ce a vrut de fapt? El a vrut să
promoveze identitatea românească, identitatea națională, așa, și să țină piept unor curente străine care veneau la noi prin diferiți reprezentanți. De altfel, pomenind-o de Eminescu, să amintim că este și o carte de referință a lui Dumitru Murărașu, Naționalismul lui Eminescu. Pentru că, se știe, nu spun ceva nou, Eminescu la un moment dat a fost criticat, atacat pe această linie că ar fi un naționalist ăsta exclusivist, extremist. Exagerat, extremist. Da. Ceea ce nu e adevărat. Și Murărașu știe să scoate în evidență și cu citate concrete vroia ceea ce dumneavoastră ați pronunțat mai devreme, vroia să ne fie recunoscută identitatea noastră. Părinte, acest naționalism se întâlnește cumva și în biserică? Își are locul? Se suprapune cumva pe învățătura cristică sau este o denaturare a ei? Cum putem înțelege aceste lucruri? Când spunem biserică și națiune, ne gândim la o sinfonie între aceste două realități. Patriotismul sincer, curat, autentic a fost promovat și este promovat foarte mult prin biserică, prin reprezentanții ei. Da. În privința aceasta, iarăși aș recurge la o carte și la un autor, autorul foarte bine cunoscut, părintele Dumitru Stăniloae, părintele profesor, care în 1939 a publicat o carte de referință pentru tema noastră, și anume Ortodoxie și Românism. Și aici vedem cum descrie el raportul dintre stat, să spunem, și biserică. Și care a fost rolul bisericii, rolul ortodoxiei în special, pentru menținerea acestei armonii și acestei sinfonii. Bine, dânsul tot ardelean fiind, numai o foarte mică paranteză, 10 ani a fost redactor la Telegraful Român și în această carte practic sunt coroborate niște articole pe această temă, unele publicate în Gândirea. Ei, și el în Ardeal acolo s-a confruntat cu niște realități în vremea aceea. Și de aceea a scris niște lucruri foarte limpezi, foarte clare. A fost reeditat volumul în 2014. Merită să fie căutat. Dar, părinte, ceea ce spunea părintele Stăniloae, cel mai mare teolog român al veacului trecut, incontestabil erau afirmații corecte în acel context, acum 100 de ani. Părinte, între timp au trecut 100 de ani și alte realități peste noi, inclusiv comunismul, cu toată zgura lui propagandistică. Cum putem înțelege astăzi raportul acesta corect între patriotism, biserică și statul român? Cu siguranță că și-ar nuanța afirmațiile. Evident, ca orice inteligent. Dar nu ar renunța la a scoate în evidență rolul bisericii. Și nu spun asta că sunt preot. Și în special rolul ortodoxiei. Da. Dar ce rol joacă concret biserica în această ecuație a patriotismului și față de statul biserica român? Biserica este numitorul nostru comun. Și asta de veacuri. De veacuri, de milenii, putem să spunem, aproape de două milenii. Deci cine vrea să citească și nu se poate înțelege acest subiect, nu se poate discuta acest subiect fără o lectură minimală, sigur, a unor istorici, a unor sociologi, dar pentru că suntem în cadrul unei emisiuni creștine, a unor condeie care erau foarte buni creștini, foarte buni fii ai bisericii. Părinte, timpul a zburat mai repede decât îmi imaginam, pentru că aveam și alte întrebări să vă pun. Rămâne poate pentru altă dată o discuție extrem de interesantă și de actuală. Vă mulțumesc! La reportajul Universul Credinței de astăzi, Ciprian Dumea ne invită la Iași și ne propune să cunoaștem câțiva oameni care se străduiesc să facă binele bine. Este vorba despre membrii Asociației Congregația Slujitorii Carității, Opera Don Guanela. Membrii acestei congregații sunt preoții călugări și călugărițe, dar și laici voluntari care vin în sprijinul persoanelor defavorizate. Să urmărim reportajul Universul Credinței. În urmă cu aproape 30 de ani, la periferia orașului Iași,
într-un loc cu adevărat de poveste, chiar lângă plopii fără soț, la îndemnul unor oameni inspirați de Duhul Sfânt și sub ocrotirea Maicii Domnului, lua ființă Casa Providenței. La început, o casă de formare pentru viitoarele surori din Congregația Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe, cunoscute și ca surorile Guaneliene, de la numele fondatorului italian, preotul Alois Guanella. Mai întâi, opera a fost coordonată de surori sosite din Italia, însă cu timpul, vocațiile autohtone au preluat în mare parte activitatea centrelor din România. Surorile românce, astăzi în număr de 10, mai sunt prezente la Șcheia și Sagna, dar și în Africa sau America de Sud. Aici, în cartierul Bucium, la plopii fără soț, astăzi există o adevărată operă de caritate, începută în anii 90 prin prezența surorilor și completată între timp, după anii 2010 și cu prezența preoților guanelieni, căci congregația, așa cum a fost ea gândită de către fondator, la sfârșitul anilor 1800 în Italia, trebuie să cuprindă atât ramura masculină, prin preoți, cât și ramura feminină, prin surori, la care s-a adăugat cu timpul și ramura persoanelor laice sau colaboratorii. Așa se face că și în România, toate cele trei ramuri ale familiei guaneliene sunt prezente și colaborează în toate proiectele desfășurate în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Primele surori guaneliene au ajuns în România în 1993 din dorința părintelui Eduard Ferenț, care a studiat la Roma. Acolo la Roma a fost găzduit într-una din casele noastre, într-o casă cu persoane cu dizabilități. Dânsul, văzând acolo cum sunt ajutate aceste persoane, a dorit ca și în dieceza de Iași să ajungă aceste surori. A cerut permisiunea preasfințitului Petru Gherghel și cu aprobarea Maicii Generale de atunci, sora Elena Salarici. Primele surori au venit, au văzut situația, era abia căzut comunismul, nu existau atunci cămine de bătrâni sau case de copii sau servicii sociale de calitate sub nicio formă. Când a fost inaugurată casa în 1995, a fost deschisă ca și casă de formare. Atunci erau multe vocații și am început cu ajutorul în familiile sărace, cu campusurile de vară, prin sate, prin parohii. Era mai mult o activitate pastorală. Părintele Alois Guanella s-a născut în anul 1842, în nordul Italiei, aproape de granița cu Elveția, și a fost cel de-al 9-lea din cei 13 copii ai familiei. Deși timpurile erau foarte dificile, tânărul Alois are posibilitatea de a studia și intră în seminarul diecezan. În anul 1866, la doar 24 de ani, este hirotonit preot. În primii ani de preoție îl întâlnește pe Don Bosco și este atras de activitatea acestui apostol al tinerilor. În timpul pastorației sale, văzând nevoile și dificultățile oamenilor, în special nevoile celor neajutorați, copii, bătrâni, bolnavi sau singuri, hotărăște să se dedice acestei cauze. La scurt timp, o întâlnește pe sora Chiara Bozata, alături de care va funda o congregație care să se ocupe de îngrijirea celor nevoiași și astfel înființează congregația Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe, ramura feminină a familiei guaneliene. Centrul activității lor se va numi și va fi Casa Divinei Providențe. Din acel loc și din acel moment, până astăzi, Providența Divină este cea care va veghea la nevoile noii congregații. În această casă a Divinei Providențe se va naște și ramura masculină a congregației, slujitorii carității, preoții care vor oferi asistență spirituală și vor însoți congregația surorilor oriunde în lume. Noua operă, fiind susținută și încurajată de către episcopul locului, se va dezvolta și în curând se va extinde în mai multe regiuni ale Italiei și chiar în afara țării. Alois Guanella moare în anul 1915 la 72 de ani, lovit de paralizie. Atât moartea cât și viața i-au fost adevărate mărturii ale iubirii lui Dumnezeu. În viață a fost binecuvântat cu întâlniri ce au marcat nu doar cursul istoriei personale, dar și pe cel al unei generații care a primit șansa de a-și trăi cu demnitate neputința. După moarte, a fost ales și așezat în rândul sfinților, fiind canonizat în anul 2011 de către Papa Benedict al XVI-lea, succesorul după nume al celui care îi oferea binecuvântarea apostolică înainte de moarte, Papa Benedict al XV-lea.
La mai bine de 100 de ani de la moartea sa, congregația este prezentă astăzi în întreaga lume, atât prin surori cât și prin preoți și laici. În România, congregația este prezentă așadar încă din anul 1993. După 30 de ani, Opera Don Guanela de la Iași are în grijă aproape 200 de beneficiari direcți sau indirecți și multe alte suflete pe care le alină material și spiritual. Ne străduim să oferim, ca să vorbim cu limba socială, servicii de calitate, servicii sociale de calitate. Aceste servicii de calitate, de fapt, ce sunt? Noi încercăm să îi susținem din toate punctele de vedere pe ultimii ani ai vieții lor. Mulți dintre ei ajung aici pe picioarele lor, ajung de bunăvoie, de multe ori ajung chiar însoțiți și doar din dorința copiilor sau a rudelor apropiate. Dar efectiv dorim ca în viața zilnică, pe ultima etapă a vieții, să trăiască cât se poate de bine. Încercăm și într-un fel să le redăm o demnitate, adică de fapt asta era și dorința fondatorului, să dăm demnitate persoanei umane, să nu se simtă nicio povară, nici să nu simtă povara. Ne străduim să ducem în față, dând și o calitate a relațiilor. Pentru noi sunt foarte importante relațiile. Este importantă profesionalitatea, capacitatea, calitatea, dar ceea ce ne leagă sunt aceste relații care efectiv ne unesc foarte mult. Căile Domnului sunt nebănuite. Așa cum l-a ghidat pe Aloiz Guanela să formeze o congregație în anii grei în care Italia se confrunta cu mari dificultăți sociale și economice, tot astfel, în România, Providența a lucrat și a ghidat spre această familie oameni din diferite colțuri ale țării și chiar ale lumii. De exemplu, sora Victoria are o poveste puțin atipică pentru o congregație religioasă care lucrează în zona Moldovei, în care romano-catolicii au o prezență semnificativă. Sora Victoria s-a născut la Dej, într-o familie cu rădăcini profunde în Biserica Greco-Catolică. A fost botezată și crescută un timp în Biserica Ortodoxă, deoarece Biserica Greco-Catolică era desființată, iar riscurile de a lua parte la slujbe în clandestinitate erau mult prea mari pentru un copil. Cu timpul a făcut trecerea oficial în Biserica Greco-Catolică, iar după anii 90 a aflat că tatăl ei se pregătise deja în clandestinitate să devină preot greco-catolic. Așa s-a și întâmplat. Iar după o adolescență cât se poate de normală, Victoria Pop decide să intre în mănăstire. După un discernământ asumat și sub îndrumarea duhovnicului, în anul 1996 intră în Casa Providenței, casa de formare a surorilor guaneliene de la Iași, unde se găsește și astăzi. Așadar, sora Victoria cunoaște acest loc în aproape toate etapele evoluției sale, iar astăzi, ca superioară, se ocupă de coordonarea și organizarea vieții de mănăstire și a centrului de bătrâni pe care îi îngrijesc aici. Părintele Alfons este din sudul Indiei și, cum spune el, a fost pregătit pentru Germania, dar Providența l-a redirecționat către România, căci și aici, cum spunea fondatorul, unde este Dumnezeu, este patria voastră. Când eram ultimul an de teologie și licență, superiorii mei mi-a spus că noi vrem deschidem o casă în Germania și merge, învață limba germană. Și am învățat limba germană. Până la ora când am devenit preot, ne-a dat ascultare spunând că merge la România. A fost un șoc pentru mine. I-am spus că cum în România? Eu nu pot, pentru că eu deja am învățat limba germană, vreau să merg la Germania, neam să nu vreau să merg la România, tot așa am spus, dar ei a spus că nu, merge la România. Și i-am ascultat, i-am acceptat, cum spune Sfânta Lui Zbună, toată lumea este patria voastră, unde este Dumnezeu, acolo este patria. Deci așa, încrezând în harul lui Dumnezeu, am venit aici în România și am văzut în România un spirit de familie, pentru că am văzut mai multe familii sunt foarte uniți și am văzut o credință puternică între creștini catolici, între creștini ortodoși și în același timp am venit oameni foarte respectuoși. Eu vreau spun așa, eu aproape 8 ani sunt aici în România, n-am fost așa jignitare, pentru că fiind colorat. Și în primul rând, eu am început să accept pe mine, pentru că eu sunt colorat, aceasta este o realitate. Dar aici, la preoți, în primul rând, mi-a primit brațele deschise.
în cei aproape 8 ani de când este în România, părintele Alfons s-a adaptat la cultura și clima locului. Însă ce îi se pare cel mai greu este birocrația, hârtiile și documentele. Hârtii face multe pentru noul centru al operei, care va găzdui mai multe activități dedicate persoanelor cu dizabilități grave, și tot hârtii face și pentru centrul de la Chitila, de lângă București, pe care congregația l-a preluat de ceva timp de la surorile Maicii Tereza de Calcuta. Carisma noastră e să ajutăm pe copii cu disabilitate. Și acum, momentan, noi avem 14 copii a București și acum noi deschidem o casă la Iași, pentru 50 adulți care au probleme cu disabilitate. Nu numai, cum să spunem, un centru de rezidențial. Aici avem mai multă recuperare. Putem spune un mini-spital de recuperare, pentru că avem mai multe terapie. Avem ergoterapie, avem fizioterapie, avem logopedie, avem animal terapie și mai multe terapiile îi ajută ca să simți, ca să recuperăm aceste persoane nevoiașe și ca să îi înserim în societate. Astfel, când vedem un om cu handicap, imediat avem noi nu avem pregătit ca să îi iubim și noi mai mult accentuăm și socializare. Poi și în același timp acest handicap au nevoie sprijin în continuare, au nevoie de iubire. Dacă la Iași lucrurile au fost coordonate chiar de el, încă de la început, și par oarecum mai clare, la Chitila problemele parcă îl depășesc uneori. Acolo se află alți doi preoți din India cu mai puțină experiență culturală și cu mai multe dificultăți. Însă proiectul care atrage atenția într-un mod cât se poate de vizibil la Iași este Dușul Social. Un proiect complex care, deși se desfășoară într-o autorulotă, acoperă o gamă foarte largă de nevoi ale oamenilor străzii și se desfășoară chiar în stradă. Nevoia acestui proiect a venit cât se poate de natural, pentru că pe oamenii străzii, indiferent de anotimp și vreme, îi găsești pe stradă. Însă poate cel mai important aspect al înființării acestui program a fost dorința membrilor congregației de a ajunge la cât mai mulți oameni pentru a le oferi o îngrijire cât mai completă. Toate acestea gratuit și numai cu dorința de a-i ajuta să-și recapete demnitatea și stima de sine, fără de care altfel, murdari, bolnavi, flămânzi, căzuți și părăsiți, le va fi foarte dificil să o resimtă într-o societate de cele mai multe ori ostilă. În această rulătă avem un spațiu pentru tunți, un spațiu pentru asistente medicale, un spațiu pentru a face duș. Și este un serviciu complet. Dacă un om când intră și imediat tundem și luăm hainele lui pentru a spălat. Și în așa timp intră el și se face un duș și după spălăm avem un uscător ca să usuce repede haine și îmbracă cu aceleași haine și ieși afară ca un om curat. Și mai multe ori acest om de străzi mi-au mulțumit o grămadă, spunând astăzi m-am simțit om. Scopul acestui proiect este sprijinim acest om de străzi prin solidaritatea noastră. Nu numai pentru asta. Și încă un lucru care este mai important și îi spunem, există un Dumnezeu care iubește. Există un Dumnezeu care așteaptă, există un Dumnezeu care gândește fiecare copii ei săi. Și este la scopul nostru. Și practic, noi mărturisim iubirea lui Dumnezeu în străzi. Asta se străduiesc să facă membrii congregației zi de zi, lună de lună, an de an, de mai bine de 5 ani de zile pentru prietenii de pe stradă. Însă pregătirea lor, înainte de a ajunge să lucreze pe stradă, presupune o armonizare atât intelectuală cât și spirituală. De aceea, tinerii care aleg să urmeze acest stil de viață intră într-un program de formare și discernământ vocațional. Alături de frecventarea cursurilor liceale sau universitare, tinerii sunt însoțiți de către cei doi preoți, părintele Alfons și părintele Batista, să devină întâi de toate buni cetățeni ai acestei lumi și, de ce nu, buni guanelieni. Când am venit eu, noi am gândit să deschidem un seminar. Când vorbim de seminar, imediat tinerii au o spaimă și noi am gândit o casă de discerniment. Adică luăm tinerii și îi ajutăm să îndrumăm
spre o viață bună. Dacă ei vrea, să aleg viața consacrată. Dacă nu, aleg la viața căsătorie. Și noi aici, în această seminar, aproape 30 tineri care au trecut, în care doi tineri au ales la viața consacrată și celălalt tineri au ales viața căsătorie și mai multe ori am fost eu binecuvântarea acestei căsătorie și am dat botez de copiii lor și este o bucurie pentru că trăiesc o viață creștină cu valorile creștine. Tot în această casă de formare sunt găzduite și câteva tinere care frecventează cursurile liceale sau universitare și care ajută, în măsura posibilităților, la Căminul de Bătrâni Casa Sfântul Iosif, locul principal al activității surorilor guaneliene. Casa Providenței a fost tot timpul casă de formare, casă de spiritualitate, iar mulți ani la rând am fost chiar centru de plasament pentru tinere în dificultate care proveneau din familii foarte sărace, chiar expuse la anumite riscuri. În momentul de față funcționăm ca și internat. Tinerele vin la noi din clasa 8-a, liceul, avem chiar studente, vin la noi, merg la școală sau la facultate, se întorc, își fac temele, mai dau o mână de ajutor în casă, desfășurăm cu ele și diferite activități. Fetele fac voluntariat la Căminul de Bătrâni, la cantina socială. Cu ele animăm toate sărbătorile liturgice de aici, împreună cu tineri în formare de la confrați. Facem piese de teatru, concerte de colinzi, concerte de cântece. Aici se petrece din plin acea întâlnire între generații care ne deschide poarta mântuirii. Colaborarea dintre preoți și surori în această mare familie se remarcă în toate aspectele, de la rugăciunea zilnică în comun până la întrajutorarea în cele mai sensibile aspecte ale vieții. Preoții sunt oricând disponibili, la orice oră din zi sau din noapte, pentru a oferi sacramentele în ceasul de pe urmă bolnavilor. La rândul lor, surorile îi ajută zilnic pe preoți în activitățile lor. Sora asistentă medicală a centrului oferă consultații și sfaturi persoanelor beneficiare ale programului Dușul Social. În bucătăria mănăstirii se pregătesc zilnic peste 120 de porții de mâncare. Pe lângă servirea mesei celor 50 de beneficiari interni, tot aici, la cantina socială, vin zilnic peste 50 de persoane, aceiași care trec și pe la Dușul Social. Trăim din plină spiritul fondatorului, care era spirit de familie. De exemplu, aici în România chiar ne completăm într-un mod deplin. Cantina socială, de exemplu, la noi mănâncă, la dâns și la dușul social se spală, sunt îngrijiți, își spală hainele, stunși, au altă asistență. Preoții ne oferă nouă asistența spirituală la Căminul de Bătrâni. Dacă părinții sunt în casă din tot timpul la noi și împreună însoțim pe ultimul drum, ne oferă sacramentele, sărbătorile, toate le trăim împreună. Este o comuniune care ne leagă tocmai pentru că avem același fondator. Noi împărțim același spiritul de Sfântul Aloisi Gonela, același carismă de Sfântul Aloisi Gonela. Și avem o colaborare cu surorile foarte apropiată, pentru că nu numai dăm sprijin spiritual, și în același timp sprijin material, pentru că noi avem un contract cu Banca de Alimente și noi le ajutăm surorile noastre, mai ales ei au cantină și au la Cămin de Bătrâni și tot alimentele care noi primim de la Banca de Alimente, îi dăm pentru surorile noastre și în același timp surorile noastre vin în sprijinul nostru și ele ne ajută mai mult pentru că eu fiind un străin mai mult ori nu știu cum se fac hârtiile pentru că aici am eu o grămadă controle. Soare Victoria vine în sprijinul meu, mă ajută să fac tot hârtiile și aceasta spirit de colaborare, spirit de familie putem spune aici, practic trăim împreună și ne ajută ca să mărturisim iubirea lui Dumnezeu. Activitățile într-o astfel de casă sunt clar determinate de capacitatea și mobilitatea beneficiarilor. În timpul săptămânii, aceștia urmează diferite activități și terapii de recuperare sub coordonarea surorilor sau a personalului de specialitate. Duminica sau în zilele de sărbătoare, cei mai mulți, indiferent de confesiune, participă la programele religioase care au loc în capela centrului. Așa s-a întâmplat și în Ziua Mondială a Săracului, când în capela Centrului de Bătrâni Sfântul Iosif a avut loc o celebrare specială dedicată celor aflați în nevoie, iar opera Don Guanela are mulți prieteni din această categorie. Fie că sunt săraci material, fie că sunt săraci afectiv, cu toții s-au rugat ca adevărați fii ai lui Dumnezeu și frați în Hristos,
cel care ne îndeamnă pe toți să nu ne întoarcem fața de la cel sărac. Il Papa nel suo messaggio ha detto di non allontanare, non distogliere gli occhi dai poveri. Sono quindi già nel nostro carisma, sono parte della nostra vita e noi siamo come loro fratelli, come loro padri, e quindi di non disperare ma di continuare a credere nella provvidenza del Signore che sempre manda i suoi messaggeri per aiutare chi è nel bisogno. O activitate care îi bucură mult pe bătrânii centrului și care le aduce și beneficii directe este lucrul manual. Aici, sub îndrumarea surorilor, aceștia au parte de adevărate terapii prin culoare și socializare. Din mâinile lor răbdătoare și pricepute, ies adevărate bijuterii care, în funcție de sezon, sunt folosite în casă ori sunt redirecționate pentru diferite acte de caritate. În pragul sărbătorilor de iarnă, aceștia confecționează diferite obiecte sau ornamente care sunt folosite mai apoi pentru a înfrumuseța spațiile comune ale casei. Și ce poate fi mai bun și mai frumos decât atunci când, din căldura căminului tău, curat și liniștit, privești cu bucurie prin fereastră primii fulgi de zăpadă ce anunță cel mai frumos timp al anului. Crăciunul cu zilele sale de pregătire, cu luminile așezate la fereastră, cu colindători și miros de bucate alese, cu pace și sănătate, căci mai ales în cazul lor, e mai bună decât toate. Noi aici facem lucru manual cu diverse culori în mod ca să realizăm totul în casă, să împodobim casa pentru sărbătorile de iarnă, pentru venerea Prunșorului Iisus. Dragi prieteni, acesta a fost Universul Credinței de astăzi. Noi ne revedem duminica viitoare la 7 fix pe TVR1. Așteptăm să ne scrieți pe e-mailul universul.credinței@tvr.ro, dar să ne vizitați și pe pagina noastră de YouTube. Să aveți o săptămână în care să descoperiți sau să redescoperiți cu toții bucuria de a primi, dar mai ales de a face daruri. Și aceasta pentru că miercuri îl vom sărbători pe blândul ierarh Nicolae, Sfântul din Mira Lichii. În câteva minute, la 8:30, ne vom împărtăși împreună din bucuria credinței cu Părintele Constantin Necula. Astăzi vom continua povestea începută săptămâna trecută la Mănăstirea Lainici. Eu vă urez să aveți o duminică frumoasă!